Bună seara prieteni, bună seara și bine v-am regăsit la Radio PCH și Radio Dinamo 1948, sunt Ion Zaină, mă bucur să fim împreună în această seară la sinteza zilei, alături de noi, colegul și prietenul nostru, Cătălin Alexandru, senior editor Radio Dinamo 1948, bună seara Cătălin Bună seara Ionut! bună seara și urmăritorilor noștri Cătălin o seară bulversată de informația apărută în Fanatic. Mă așteptam la o seară, o seară liniștită, o seară în care să le vorbim oamenilor despre cu totul și cu totul alte lucruri. Din păcate, ca de obicei, Dinamo este un sat fără câini și informațiile se află absolut instant și ajung în presă absolut instant. Din punctul meu de vedere puțin halucinant, dar e aceeași poveste pe care o trăim de foarte mult, cel puțin de 9 ani de când suntem noi mai apropiați prin Radio Dinamo de culisele clubului Dinamo, s-a întâmplat asta de nori. Nici nu ajunge acasă de la, de la, o întâlnire și s-a aflat despre întâlnire. Nici nu s-a închis ușa la bestiar și uh, deja apare în presă. Mie mi se pare halucinant. Oamenii ăștia, unii dintre ei, chiar nu se învață minte să țină lucrurile puțin... Uh, așezat până se confirmă anumite lucruri. Da, bun, acum hai să vorbim pe cum, adică nu așteptăm să mai intre oameni ca să nu începem să discutăm și apoi să reluăm subiectul de 15.000. de ori. Tu ai spus că a apărut în Fanatic prima dată. Acum să-l ofer credit <laughs> celor de la PlaySport. Informația de a apărut prima dată în Fanatic, numai că acolo a fost foarte puțin, cum să zic, parțial adevărat. E ca și cum mai faci o, ai rezolva o ecuație, dar ți-ar da un rezultat relativ aproape. Nu știu, rezultatul credit e 16, ți dă 13, spune, e începe cu 1, știi? Cam așa, au zis că de cât pe aproape, dar nu a fost chiar așa, Să ce din PlaySport, dar au venit clar cu lux de amănunte și uh, ale nu puteau fi obținute decât de la cineva care a simțit nevoia să dea toate informațiile în date, date în presă. Acum, nu știu, îți oferți e girul să începi cu ce vrei să începi din, uh, Povestea prezentată, repet, cei din PlaySport au prezentat-o cea mai ok și o să discutăm ulterior pas cu pas despre fiecare smic în parte. Da, a fost o întâlnire astăzi între singurul acționar care susține echipa din punct de vedere financiar, și anume ddb ul și Vlad Iacob, cel care a venit acompaniat de video burca. Dacă Vlad Iacob va fi numit președinte administrator special al Clubului Dinamo, opțiunea lui Vlad Iacob este Ovidiu Burca. Mai sunt lucruri de, din punct de vedere administrativ de rezolvat, pentru că pentru a putea fi numit Vlad Iacob trebuie o adunare extraordinară a adunării generale a acționarilor, asta înseamnă că trebuie să fie toți acționarii de acord pentru realizarea acelei acelei AGA în regim de urgență. Timpul presează. Până în momentul în care vor fi toate, toate demersurile, aceste demersuri administrative rezolvate, în mod normal, dacă nu se întâmplă nimic, pentru că este o mare dacă, suntem la Dinamo și la Dinamo întotdeauna este, apare un dacă, atunci, cu siguranță, vom avea președinte și antrenor, sper eu cât mai repede, cu cât de repede se întrunește AGA, cu atât de, atât de repede vom avea președinte respectiv antrenor. Bine, am înțeles că este aici puțin, în momentul în care obții semnăturile, este ca și cum ai avea acordul, practic. Nu se constituie, adică a avut loc, gata, și-au dat toți acordul și încep treaba. E vorba de, de chestiune de zile, până la urmă. Acum ați văzut, a fost și la sediu computer, pentru a primi de acolo acord. Mai rămâne de la Dorin Șerdan și cred că și de la da, de la Corn, Cornel Dino, că și de -o să este acționar și atunci e, e, foarte bine că lucrurile se mișcă. Până la urmă s-a prezentat un plan, s-a prezentat cel recomandă pe burcă ca antrenor aici. Oarecum e bine că punctați acest lucru, pentru că este clar o opțiune și de asta ca să nu se înțeleagă. Nu e ca și cum eu mă dezic de el sau de DB, se dezice de Ovidiu burcă, dar este opțiunea lui Vlad Iacob, așa cum am discutat și de dimineață, vine un președinte și el își aduce... Își aduce antrenorul, absolut. Și aduce. Este normal să funcționeze lucrurile așa. Uh, da, aici, normal. în primul rând, discutăm despre Vlad Iacob ca administrator special, pentru că ai uh, are girul lui Dorin Ședan, indiferent că este aga specială sau aga nespecială, în primul rând trebuie să aibă girul lui... Uh, uh, Girului. lui uh, Dorin, Dorin absolut, absolut. exact. Și atunci trebuie să, să primească acceptul acționarului majoritar, normal că așa este firesc. Trebuie să discuți și cu acționarul, cum ai spus și tu, singur acționar care vine cu bani în momentul ăsta la Dinamo, anume DDB, să prezinți antrenorul, să vii cu un plan. Ok, ce vrem să facem în mare măsură? Nu... Nu poți să spui cu totul, uite, facem asta, asta și asta. O îi dă afară pe jucătorii X, Y, Z, îi aducem pe T, K și M. Asta rămâne ca ei să decidă în plan sportiv, numai că lucrurile sunt destul de înaintate, nu cât destul de înaintate, sunt foarte înaintate și e cazul să ne mișcăm cât mai repede cu potință. Uh, da, să sperăm că lucrurile vor uh, uh, curge în firescul cu lor, să sperăm că eu știu, în decurs de câteva zile vom putea anunța oficial numirea unui administrator special și a unui președinte pentru că timpul presează pentru, și a unui antrenor, pentru că timpul presează, pentru că este nevoie ca ei să evalueze lotul prezent în acest moment la Dinamo, să, eu știu, aducă alți jucători pe posturile pe care le consideră deficitare, iar antrenorul Burcă are de lucrat cu această echipă, mai are de lucru cam 3 săptămâni astfel încât să o aducă în regim de competiție. Trebuie lucrat din punct de vedere fizic, tactic, este treaba antrenorului, sper să fie cât mai inspirat și în cazul în care va semna, pentru că, așa cum am spus de fiecare dată, putem vorbi despre, eu știu, o Ceptitudine, doar în momentul în care vedem că au semnat acele contracte și când vorbim despre prezentarea oficială, până atunci sunt doar presupuneri. Dacă va veni o, o video burca, sigur că are o misiune foarte, foarte grea, pentru că timpul este scurt, are de evaluat lotul, de adus îmbunătățiri lotului și când spun o video burca, mă refer și evident și la Iacob. Uh, și uh, să sperăm că vor face alegerile corecte și Dinamo va arăta bine la tartul acestui sezon de Liga Secundă. Da, n-am spus aici, scarfă, doamne, iartă-mă, dar ce cum am spus că nu sunt subiecte noi? Chiar sunt subiecte noi, asta discutăm acum, adică sunt, ne prezentăm situația exact așa cum este, adică n-am spus că nu sunt subiecte noi, normal, <laughs> faptul de că vom avea un președinte nou, foarte probabil, nu știu, mâine sau poi mâine, dar știi cum e, suntem și noi destul de pățiți, avem o lună și ceva în care Aproape două luni în care s a întâmplat foarte puține lucruri, și atunci avem și noi această rezervă să-l vedem semnat. Normal, o video va fi alegerea lui pentru postul de antrenor, și ulterior vom merge mai departe. am spus că nu sunt subiecte noi. Da, Dar de exact, despre subiecte nu am, nu am vorbit de la startul acestei emisiuni. Exact, exact. Din primul minut am vorbit despre un subiect nou. Da? Uh, și ce să spun, Cătălină, uh, este un nou început, va fi un nou început pentru Dinamo, DDB-ul rămâne în acest moment, până la atragerea altor investitori, rămâne principala sursă de venit, așa că știți ce aveți de făcut, am mai spus-o, nu am să repet, vrem să avem o echipă puternică, vrem jucători, vrem, eu știu, să arătăm cât mai bine, vrem să ne gândim la promovare, atunci trebuie să facem un efort. Din păcate, tot noi, pentru că noi suntem în acest moment uh, principalul finanțator așteptăm cu bratele deschise pe cei care doresc să se alăture de mersului nostru. Apelul meu este însă pentru cei care au ajutat de fiecare dată către suportere. Ați văzut că s-a pornit ieri un tăvăluc de uh, care sper să continue. Eu cred că trebuie să ne adunăm, suntem obligați să adunăm 5.000 de dinamoviști care să uh, pună în medie 50 de euro măcar pentru două luni apoi să revenim la o recurență normală de 10-20 de euro pe lună cât își permite fiecare. Dar este nevoie să facem un efort suplimentar pentru acest început de sezon. Acum, am mă văd nevoie să punctez din nou acest subiect, nu-mi face plăcere, dar haide să-l să fac încă o dată. Noi, noi, nu vrem să facem rău clubului. Informațiile că apar prima dată în altă parte, ok. Dar asta nu înseamnă că e ok că a în altă parte. Nu este în regulă. Este lucrul ăsta. era genul de informație care trebuia să vină prima dată din partea clubului în momentul în care era ceva 100%, 100 stabilit. Că de ce, nu de ce da. să dăm noi o informație care nu este 100%, cum să zic, rezolvată? În momentul în care ai ceva concret rezolvat, atunci trebuie să prezinți. Ok, în momentul în care a apărut, nu putem să negăm să spunem nu este așa, nu e ca și cum o ținem secret, dar nu știu, noi avem o altă viziune asupra lucrurilor, asupra funcționării lucrurilor. Am nu așa am vedea lucrurile cum ar trebui să funcționeze. În primul rând, această informație nu trebuia să apară astăzi, când lucrurile sunt în curs de desfășurare și când nu există, ca să spun așa, o finalitate uh, iminentă a lor. Nu trebuiau să apară de astăzi. Cineva Făcut o prostie și a dat iarăși în presă mult mai repede decât este cazul. În niciun caz, dacă nu apărea în presă, noi cei de la Radio din 1948 nu vă spuneam nimic. Ar fi culmea să milităm împotriva cârtițelor din presă și să devenim noi cârtițe doar pentru a fi primi. Chiar nu ne interesează acest aspect. Ok, vă putem confirma, așa este, v-am confirmat informațiile, dar sper că ați înțeles că nu suntem. Uh, Presă neutră și că întotdeauna interesul lui DINAMO va fi primordial pentru noi. Ori, în situația de astăzi, interesul lui DINAMO era să nu se afle niciun fel de informație până când lucrurile nu erau stabilite 100%. Bun. Și acum, asta este asta e problema pe care și-am ridicat-o și pe grupul de 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 comunicare. Când e ultima oară când DINAMO a dat o informație corectă și clară, și noi suntem precum în ziua cârtiței, când ne mirăm tot timpul de ce ni se repetă același scenariu, când oare ultima oară când s-a dat o informație din partea clubului, nu știu, cred că aia cu Mici când a fost dat afară, a apărut din partea clubului, au ținem mulți ca că aia să apară într-adevăr din partea, clubului. Da, îmi par asta este, așa se întâmplă la noi. Trecem peste, nu este asta subiectul de importanță, dar vreau să punctez ca și cum, nu știu, unii spune, da, dar voi ce faceți? Dacă nu veniți voi cu primi cu informația, Apropo da, de asta, să hai, facem să, rău. hai să lămurim un aspect. Eu nu cine a fost din partea DDB, pentru că s-a tot repetat, a întrebat și Drago și a întrebat toată lumea, și nu avem ce să ascundem și de ce să-mi ascundem. Din partea DDB-ului a fost subsemnatul și Aron Bogdan, din partea PCH a fost Elias, din partea RTZ-ului a fost Claudiu și un domn pe care, îmi cer scuze, nu-i rețin uh, numele, a fost prezent Claudiu Iacob și Ovidiu Burca. Apropo de, să vă spunem noi primii, eu am fost prezent la discuții Vlad credeți, Iacob. Vlad Iacob, da, îmi cer scuze. Uh, eu am fost prezent la discuții și credeți-mă, nu aș fi vrut niciodată să se afle în presă înainte să fie, uh, să fie cazul și cred că asta am lămurit cu asta am lămurit tot. Mă bucură că n-au apărut detalii, nu că ar fi detalii ca să spun așa, de ascuns, dar mă bucură că măcar atât. Cel care a dat informația nu a dat și și foarte multe detalii. Ceea ce mi se pare rușinos este că n-am apucat să ajung acasă și informațiile au ajuns în presă. Mie mi se pare absolut fabulos. Dar, da. adică, bă, cineva n-a putut să țină gura și, credeți-mă, este jenant. Adică, în condițiile în care noi, Radio Dinamo ne faultăm pe noi, ne faultăm propria activitate pentru că aflăm anumite lucruri și nu le dăm pentru a nu face răul lui Dinamo, cineva nu-și poate ține gura și le dăm presă. Da. Adică, e ce să spun, este. În fine. Sper să a, se a, termine odată povestea. Asta. A, a, scuite, ca să răspund și lui Sorin. A spus, au spus ei, ei în emisiunea, a scris Florin. Mai devreme că i-au spus că erau la sediu din Amo, în momentul în care a avut loc întâlnirea. Nu prea e nici asta în regulă, că erau acolo. În momentul în care a avut loc întâlnirea, cred că era chiar întâmplător. Cine era la sediu din Amo? Ce Cei din, din PlaySport Play. sau jurnaliști de la PlaySport? Nu știu, n-am văzut. Ei și-au spus, ei așa au spus, că în emisiune. Da, în fine. Da. No, e... Nu, nu, no. nu. E trist, asta este situația. Da? În fine, ne-am obișnuit deja, a devenit obișnuită, dar nu e ok. Adică nu știu dacă se poate rezolva vreodată, că nu, nu poți să știi cu siguranță cine. Acum vezi că e la nivel administrativ sau la nivel de club care dă da, informația bine, asta. Oameni buni, acolo există și sediul RTZ-ului, este și sediul Dinamo. De ajuns să fi văzut cineva întâlnirea și ei, nu, nu. Ai nu, că, era cu, hai că era cu lux de informații, că a tras concluziile că ce să duce imediat cu o Burcă la sediu Computerland. Hai să fim. Bine, bă, aia mi s-a părut chiar șocantă. Fanatic nu a apărut, da, aia mi s-a părut chiar șocantă. De-a dreptul bă, șocantă. Adică acolo. Fost... poza cu mașina lui Iacob când pleca de acolo, asta spun, adică. <laughs> da, <laughs> adică a, a fraților, rezolvați-o e... și voi, că nu e așa se face treaba. Adică aveți și Nu, noi trebuie rezolvată trebuie rezolvată și da, voi fiind Absolut. cu cei de la Play Sport ați turnat pentru ceva mărunțit și da, că îmi spunea cineva mai devreme că bă, prima oară când am văzut de fanatic am crezut că tu e ideal lui Gering, întâmplător nu era străbat de Gering. Mă, bun, vă dați seama că pentru noi Radio Dinamo este frustrant. Este frustrant. extrem de frustrant să apară informație, o informație care noi nu ne doream să apară, adică nu, în fine, e, e, trist. Asta este, dar nu e prima oară când se întâmplă. Mie în fabulos a fost, mie fabulos a fost, mi s-a părut și această întâmplare, pentru că, na, asta este situația. Mi s-a părut, în întâmplarea era la, vorbisem cu țăl jos, ții minte, Caterina despre doi jucători când înainte să vină spaniolii. Da, era vorba despre Mihai Neicuțescu și da, Andrei am ajuns, Sin. Um, am ajuns la <gânt> sus în, în parcul parcul Dinamo în sală și în momentul ăla a apărut în presă. Mie mi s-a părut absolut fabulos. Da, l-am sunat pe Johnny Culina, mi-a Johnny, mi-a spus asta că au fost miști. L-am văzut, adică i-am văzut noi la antrenament la echipa a doua, na, voi să anunțați și știu că m-a sunat înapoi Vă scapă deja. <laughs> și dacă apar informațiile ce se întâmplă, pe păi mine e bine că apar. Adică nu strică, în acest caz, nu dăunează cu nimic, în acest caz. Dar se poate întâmpla orice până la aga extraordinară și era bine, în momentul în care aici, ceva concret, să apară prima oară pe pagina clubului. Așa era firesc. A. Da, nu, Asta, sunt informații care trebuie să apară din partea clubului din nou. Când din numești un clubului, președinte și un antrenor, ai, mă, poți să vorbești pe surse, poți să spui că pe surse ar fi, dar să vii cu lux de amănunte, urmează să se ducă la întâlnire cu ăla, cu ăla și cu ăla, hai să fim serioși că nu e ok. Ok, ce de la PlaySport își fac datoria de, de jurnaliști, dar zău, câteodată mai făceți-le și voi munca mai, adică mi se mai grea. Puțin mai grea, puțin mai. Vă dați seama A. că... Și pentru noi e frustrant, adică că trebuie să aflați din presă. Dar și noi am fi spus, nu spunem nimic, normal e să dea din Plus, de asta nu s a fost acolo, bun, a fost din partea de ben, a fost din partea Radio Dinamo și <l> mă dădeam noi informația. Ai, ai, să o judecăm și așa, știi, și da. Bonesc a fost discuție, hai să nu se, să nu se, nu se, dă, nu se dă nimic, până când nu e semnat. Da, corect, asta e. În fine, da. trecem, trecem, peste. Apropo de trecem zubător, tăzi, În momentul în care nu, Ovidiu Burcă va deveni antrenor. Eu sper că mâine, de ce nu chiar mâine? Pentru că noi, repet, din câte am înțeles, nu știu, poate, dar dragomirne ne poate confina. nu e vorba de a avea o întâlnire fizică. În momentul în care are semnăturile din partea tuturor acționarilor, s-a considerat că AGA special a fost convocată și uh, el poate fi numit administrator special. Și atunci Ovidiu Burca poate să-și să intre în rol. Acum, dacă vom avea antrenor principal, clar și știm cine e, mi se pare de bun simț și de bun augur să-și dea și el cu cuvântul despre Chit că îl cheamă Andrei Mar, că îl cheamă Ovidiu Horșa, că îl cheamă Cătălin Țărâl, că îl cheamă Iulian Roșu. Cred că sunt cei patru și nu sper că n-am uitat pe vreunul care nu a semnat încă cu Dinamo. Adică mi se pare totuși de bun simț să-l întreb și pe antrenorul principal dacă îi vrea sau nu îi vrea. da, în momentul de față, în mod normal, Uh, trebuie să aștept să-și dea acordul și viitorul antrenor mai ales că s-a ajuns la un agreement, la o înțelegere cu el în sensul ăsta. Și atunci, n-are rost să te grăbești. O zi, două, uh, poți să aștepți. Nu e niciun fel de problemă. Nu trebuie fizic, da. cum zici. Vezi deci, asta spun eu de Marc. Mie de mi se pare normal ca în momentul de față să se op întârzie o zi, două cu Marc, cu Horșa, cu băieții care mai sunt pe listă, să vezi își dă acordul sau nu își dă acordul Ovidiu Burcă. Mie așa mi se pare firesc să se întâmple în momentul de față. Da, adică asta e vorba de jucători. Noi în momentul ăsta cred că putem aștepta o zi sau două uh, să, să, lămurim, să, să spună și el. Acum, dacă mă întrebați, mă întrebați pe mine, eu cred că Andrei Marco, oricine l-ar dori. Eu nu am știu foarte bine despre, nu știu foarte multe informații despre Ovidiu Horșa, recunosc, m-am vorbit și cu Sorin Badea de dimineață la telefon, am căutat și un pic niște informații și nu pare tocmai, nu e răuț în jucătorul, așa ca cifre. Dar, repet, Ovidiu Burcă este cel care dă ultima ultimul ok acum. Eu nu știu despre ce achiziții ați vorbit cu burcă. Nu am vorbit despre achiziții cu burcă. Este treaba antrenorului principal să solicite, eu știu, jucătorii de care are nevoie, pe posturile în care consideră că trebuie. Nu e treaba DDB-ului. N-am avut de ce să discutăm asupra jucătorilor, pentru că nu ne dădeam noi cu presupusul asupra jucătorilor. Nu avem de ce să să existe un asemenea subiect între DDB în calitate de acționar și antrenorul principal. Uh, da, acum, e, e cred că mi momentul să se ocupe alții de, de partea asta de latura asta sportivă din punctul meu de, de vedere de, a, de atacanți, uite, de țară, vrea, nu-l vrea, de băieți ăștia, el să spună, noi acum, gata, nu mai chibițăm, nu mai discutăm, cu tot respectul și pentru comisia tehnică, poate să-și dea cu, cu, presupusul, dar ok, atâta, asta nu înseamnă că gata, se merge doar pe una lor, că de-aia avem președinte, dacă da. va veni și un director sportiv, ok. Uh. Chiar, da. chiar, chiar vrei să-ți drunci în gardul ăla? Nu că bași bă bățul băți prin gard, dar vrei să ți drunci mm -hmm. de tot? Eu nu înțeleg acum scapă și tu câte ceva. Bine mă vă scapă, hai să nu ziceți că... M-ați întrebat cum mi s-a părut burcă. Hotărât. Unul este destul de conștient de uh, ceea ce se întâmplă la Dinamo, pare foarte hotărât și foarte asumat. așa A avut un discurs direct, clar, se pare că știe cu ce se mănâncă situațiile de insolvență, Uh, pare hotărât și uh, a avut o singură expresie pe care vă pot dezvălui dacă vreți, a spus pe mine din m învățat cu performanța și scopul acestei echipe trebuie să fie promovarea încă din primul an. Obiectivul ăsta trebuie să fie și uh, mi-a plăcut faptul că este este încrezător. Asta vă pot spune. Mi s-a părut un tip care crede în propriile forțe. Uh să sperăm că încrederea asta lui în propriile forță și ambiția pe care o are să aibă un echivalent și în exprimarea echipei și să dea Dumnezeu să iasă planurile pe care le are. Acum, da, Ovidiu videoburcă antrenorul Ovidiu Burcă, vine cu un anume minus, lipsa experienței, ca antrenor, nu ca om de fotbal, că el a activat în zona administrativă, să nu înseamnă că nu se pricepe, nu înțelege fenomenul A promovat cu CSMS Latin, asta este singurul lucru pe care îl putem spune concret despre antrenorul Ovidiu Burcă Mă despre filozofie, atitudine, raportul lui cu jucătorii Știu că are și facultatea de psihologie Este un tip inteligent cu școală Este din școala nouă de antrenare Am mai dat exemplu și în sezonul trecut, antrenorii din generația nouă promovate: Eric Linkar, Nae Constantin, uh, Marius Moldărășanu și Ovidiu Burcă este cam în generația celor trei. Poate este momentul ca generația nouă să vină la... Na, să iasă la rampă. Va fi și pentru el provocarea carierei. Dacă îi va reuși, vă dați seama că am fi cu toții fericiți, pentru că automat reușita lui este și reușita noastră. Cătălin, iartă-mă, dar nu mă pot abține. Vezi ce pățești dacă te razi, te bărbirești? adică <gântări> ai primit un compliment. Ba... Îți mulțumesc frumos, Radule, mi-ai înseninat seara. Da? Chiar mi-ai înseninat seara. Băi, da? acum nu, acum la, lasă-mă să răspund. Eu vin după o operație, totuși nici o săptămână a trecut de la operație și nu puteți să vă așteptați să fiu pe aici. Da, în primul rând m-am și braț, poate și de asta, poate e o greșeală. <laughs> și atunci, da, dar totuși, lăsându-mă la o parte, e o operație pe care am avut-o în urmă cu o săptămână. Nu a fost o operație de apendicită. Acum, dacă vreți, închid camera. Nu, <laughs> nu, e nu, 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 doamne, perește, nu. Dar, bă, dar ce răsat. vrei să sufere femeile? Nu, normal că Atât tot, da, nu, lasă fetele să se bucure de privilegii. Revenim puțin la discuție. Eu un mi s-a părut un băiat deștept, așa, un băiat care are un discurs bun, un discurs direct, un discurs clar, fără multe floricere, dar în care spune lucrurilor pe nume. Și asta mi-a plăcut. Mai mult de atât să dea Dumnezeu să aibă șansa necesară, pentru că, indiferent de numele antrenorului, ai nevoie de șansă. Am văzut că... Spunea cineva de ce nu l-ați adus pe X, de ce nu l-ați adus pe Y Nu ați înțeles Administratorul care va fi uh, numit, administratorul special, trebuie să numească antrenorul Nu DDB numește antrenorul Nu DDB a uh, numit administratorul uh, special Nu, trebuie să fie de acord toți acționarii În primul rând acționarul majoritar, uh, Dorin Șerdean, ca să ne înțelegem Nu DDB numește antrenorul și nu DDB va numi antrenorii deci nu putem noi să numim pe cineva ca și DDB. Iertați-mă că repet asta, dar o să o repet până vă intră tuturor în, cumva în obișnuință. Știu că m-ați mai auzit spunând lu aceste lucruri și dimineață. Îmi cer scuze pentru cei care au fost dimineață și mă repet, dar ar trebui să învățăm un lucru. În momentul în care vom avea un președinte, președintele își va alege antrenorul, rolul nostru ca DDB, ca acționari, ca suporter acționari, este să susținem financiar clubul, rolul nostru ca suporteri este să chibițăm, dar nu să facem presiuni, să vină X, să vină Y, să plece X, să plece Y, nu să interferăm cu activitatea echipei. Trebuie să învățăm acest lucru cu toții, pentru că dacă nu învățăm din greșelile trecutului, s-ar putea să le repetăm și va fi foarte, foarte rău. Ah, acum, vezi tu, da, e discuție, va fi... Bine, sper că nu va fi o discuție de atâta importanță. Mai, mult mai important e ce vor reuși în plan sportiv, pentru că acolo este, este reușita. Dacă echipa va avea rezultate, nici nu va conta. Noi cred că am explicat, nu știu, de câteva săptămâni deja, faptul că, ne fapt, nu săptămâni, e prostie, de luni, de luni bune, am explicat că numirea următorului administrator special depinde foarte mult de. Dorin Șerdean și atâta timp cât Vlad Iacub a avut și acceptul lui Dorin Șerdean, el a fost în discuții și cu acei investitori care nu vor mai veni, adică nu vor veni, acum el are clar stipulat ca misiune și găsirea de resurse financiare, că nu se poate ca acest club să trăiască doar din banii DDB, ok, va produce și pe linie de, de marketing, sponsori, publicitate, cât mai mulți merchandising. Ok. Dar și el are această misiune și nu va fi ușor, dar trebuie să-și pună la contribuții relațiile, know-how-ul, tot ce poate, astfel încât Dinamo să atragă și sponsor pentru că, sau investitori. Pentru că vorbim de, de promovare, e clar că ai nevoie de un buget considerabil. Da. Uh... Eu spun așa, dacă, în momentul în care va veni domnul Iacob, dacă va lua toate semnăturile necesare, va fi numit administrator special, trebuie să-l lăsăm să-și facă treaba. Nu să venim noi cu antrenori, nu să întrebăm noi. Sigur ne putem întreba, repet, în calitate de suporteri. Acolo chibițăm oricum. Că suntem suporteri în esență, dar nu trebuie să interferăm cu activitatea omului. Nu punem un președinte marionetă să-i spunem, ok, își cerem rezultatele, dar fă ca noi. Nu, în niciun caz nu vreau să se întâmple chestia asta și sper să avem inteligența emoțională necesară să nu repetăm aceste lucruri la, la infinit. Da? Sper din inimă, adică, pentru că, vedeți dumneavoastră, de multe ori și erorile care se fac, se fac tocmai datorită presiunilor. Când nici nu a venit bine și ați început unii dintre voi să puneți presiune. Dar de ce așa? Dar de ce așa? Dar de ce nu faceți asta? Dar de ce nu faceți asta? Când de fapt lucrurile sunt cât se poate de simple. Va veni un administrator special, este singura variantă în acest moment și trebuie lăsat să-și aleagă echipa alături de care să lucreze, dacă vrem să lucreze cineva la echipa asta. Bun, acum bă următorul joc va purta semnătura lui Burcă. Depinde când va fi organizat următorul amical. Acum nu cred că este, sau poate este, vezi, aici deja speculez, poate pentru video Burcă este necesar un meci amical să-i vadă la treabă. El a fost, atenție, prezent și la Chiajna și a putut să-i vadă mare măsură pe jucătorii ăștia la, la, treabă și atunci a putut să tragă niște concluzii. dar, clar, trebuie să intre în regim de cantonament, trebuie adus un preparator fizic, care să rămână, trebuie să-și aducă staff. Așa este normal, mai sunt mai puțin de 3 săptămâni, timpul este foarte, foarte, foarte problematic. Nu știu în cât timp poate să pună echipa pe, pe picioare. Vom avea, cred că tragerea la Sărți miercuri pentru Liga, Liga 2, să sperăm că vom avea un program ok la început, pentru că e clar că nu vom fi în deplinătatea forțelor, depinde și jucătorii pe care vor să-i aducă pentru a completa lotul când vor putea fi aduși, când vei rezolva cu Ivanov, când vei rezolva cu Marco Eman, pentru că ne a spus de dimineață, ai nevoie de stabilitate pentru a putea discuta cu acești, cu băieți, pentru că ei, dacă vrei e prioritatea numărul 1 să vezi exact, te bazezi sau nu te bazezi pe ei și ulterior vezi pe cine mai, pe cine mai aduci. Da, o să vedem în momentul de față, vedem exact și cum eu nu vreau să mă antepronunț, Sper doar să le reușească Indiferent de numele antrenorului Spuneam același lucru Sper să reușească Și să aducă din pe o traiectorie bună Evident, orice antrenor Va fi judecat În funcție de rezultatele Pe care le va avea echipa Dar să sperăm că vor fi bune Și că Vom fi pe un trend ascendent Ca să folosesc un limbaj Care seamănă puțin cu limbajul lui Ilie Dumitrescu Dar nu spune nimic în esență. Nu avem decât să ne rugăm zeilor ca noua conducere, în momentul în care va fi numită, să își facă cât mai bine treaba, astfel încât să-i fie bine lui Dinam. Ca să citesc din Steliano Filip, te-au făcut și pe tine puțin, Cătălin, îmi pare rău. Din moare mm. la plopen sâmbătă și săptămâna viitoare amical cu Popeș Leodem. Păi, acum depinde dacă vor fi confirmate de o Acum mi se pare normal să dea el, uh, să dea, ok, uh, familia cu ce se ocupă în momentul ăsta în ceea ce privește din nou? Păi Vlad Iacob ar fi administrator special, acum Dorin Iacob cu ce s-ar ocupa, probabil să-l ajute pe fiul său și să-și să, și, să -și pună la contribuție relațiile pe care le are, astfel încă să atragă sponsori, investitori, nu știu exact. Nu, nu mă pune să intru în latura asta crepusculară, SRI, servicii, etc., că nu mă pricep, nu mă bag și nu cred că ține de... <laughs> nu cred că ține, uite, deja a scris cineva, familia cu serii. Nu mă... Nu este rolul nostru să, să speculăm pe, pe, acest subiect. Bine, putem să speculăm la infinit acum, să creăm tot soiul de teorii ale conspirației, dar eu cred că trebuie să ne întoarcem la o, un adevăr. Aveam nevoie ca de aer, de un administrator special și de un președinte. Cred că asta suntem cu toții de acord. Suntem în situația în care nu deținem pachetul majoritar de acțiuni, iar administratorul special este ca să spun așa ales de către acționari unde nu avem majoritate. Era singura variantă. Sper, sper din inimă să fie o variantă câștigătoare. Părerea mea până acum din cele două întâlniri pe care le-am avut cu Iacob este una foarte bună. Să sperăm că va compensa lipsa de experiență cu cunoștințele pe care le are, pentru că omul are cunoștințe destul de vastă în domeniul ăsta. Se vede că a studiat, se vede că are o idee clară despre ce trebuie să facă, are o strategie clară. Să sperăm că practica va confirma cunoștințele pe care le-a acumulat la școlile și chiar a făcut școli bune pe care le-a făcut. Un băiat deștept, așa. Sper să iasă. Da, corect, corect. Uh, uite, a fost aici o întrebare cu sigla. Cred că săptămâna viitoare ne vom lămuri definitiv. Uh, pentru că trebuie, clar, pentru merchandising, pentru sponsor principal, trebuie să lămurește odată pentru totdeauna cum rămâne cu sigla. Dar aici, da, trebuie să și intre foarte repede în, în rol uh, Administrator special. Să vedem exact ce, ce poate fi făcut în privința siglei Sper că va fi o soluție găsită astfel încât să mulțumească, nu să mulțumești pe toată lumea, să mulțumești cât mai mulți din fanii din vechi și să nu aibă niciun impact negativ în ceea ce privește na, imaginea, clubului, imaginea clubului, brandul Dinamo. Uh, pot să comentez și eu puțin în privința SRI-ului și așa mai departe, sau ne închide ăștia emisiunea înainte de termen? Nu, hai să nu începem, hai să nu începem pe serios, nu, nu vreau să... Ok, le... nu comentez, gata, nu, am nu. întrebat dacă să comentez sau, sau, nu. Da? Nu, că dăm, o dăm chiar în diverse și... Nu. ce să spun, atâta... Hai, lasă-mă să spun că îmi strâng gât, crește colesterolul. Bă, măi buni, cred că am luat o razna puțin cu toții. Uh. Președintele Constantinescu, după patru ani de conducere proastă a României, pentru că una este să conduci niște roci sau să vorbești despre niște roci, și alta este să conduci România, a apărut și a spus că a fost bătut de sistem. Da? De sistemul pe care el îl controla, pentru că, automat, președintele României este și uh, cel care conduce uh, Serviciul Român de Informații atunci, deși atunci erau mai mulți foști ofițeri ai, ai DSS-ului. L-a bătut sistemul. Da? Președintele României, cel care conducea sistemul, noaptea minții, un profesor care a făcut roci, nu putea să spună asta. De bine, noi am avut numai președinți idioți, nu despre asta vorbim acum. Bun, ne întoarcem la discuții. Întotdeauna trebuie să găsim noi niște servicii pe undeva. Dacă nu veneau oamenii ăștia și ar fi venit alții, ați fi spus același lucru. Mamă, serviciile, agenturile. Bă, ar fi bine să, ne, să înțelegem că lucrurile se mișcă după un anumit după un anumit tipar și că întotdeauna în spatele unor oameni influenți vor sta alți oameni influenți. Este foarte simplu, ne neapărat serviciile, dar există oameni cu influență. În toate sistemele, comunist, capitalist, există acest lucru, în toate orânduirile au existat, întotdeauna pe viitor o să existe. De asta nu o să scăpăm. Dar am avut senzația că m-am întors în timp, m-am întors în timp și am văzut acel discurs absolut alucinant al fostului președinte al, uh, al României, de care nu mi-am inteles deloc cu plăcere, gata, am terminat, nu mai zic nimic. A, că e mai rău, e ok, așa, nu am crezut că mergem pe altă. Nu, da. Uh, nu cred că are nicio legătură una cu alta și dacă are, chiar ne depășește discuția la are rost să scăpăm. Eu m-aș fi bucurat. Să mai trăiască, din păcate, câțiva din ofițerii de ss ului pentru că atunci am avut și noi a, 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 cea mai puternică formație. Da, oamenii ăia sunt de mulți, de mult în rezervă, foarte mulți nu mai sunt. Asta e. Da, să sperăm că și ăștia mai noi vor face măcar ce au făcut aia pentru din ala. Acum, bă, totuși, Vlad, Iacob nu știu exact la ce, ce legătură are, ce nu are. Nu Cred că important este ce... Ce poate să facă el din toată teoria învățată și nu, nu negare e clar că a fost visul lui să ajungă să activeze în fotbal, probabil nu s-a gândit vreodată că va ajunge să o conducă un club precum Dinamo atât de repede, într-un moment atât de greu și într-un context atât de complicat, adică nu sunt premisele pentru a reuși, nu, nu sunt deloc cum să zic, că nu aș vrea să fiu neapărat în pielea lui, nu spun că este, nu este ușor, este o misiune teribil de grea și vine foarte târziu. Dacă ar fi venit acum o lună de zile, puteai să spui, ok, hai să-l luăm și noi rând pe rând, mai că noi ne-am mișcat pro și foarte prost și încet. Ne-am bătut capul cu alte chestiuni care n-au -au ajuns la niciun consens și acum trebuie să, în dulcele stil clasic, la Dinamo, trebuie să ne regrupăm din mers. Mai avem trei săptămâni, Bine, că mai avem măcar trei săptămâni, încât să ne putem reorganiza, dar trebuie să te uiți și la competitoare, inevitabil, să vezi că ceilalți și-au numit antrenor principal de acum o lună de zile și au dus jucători de acum o lună de zile. Noi trebuie să facem totul din Ei au făcut cantonamente în Slovenia, în Turcia, în Spania, etc. Noi ne-am antrenat cum ne-am antrenat, fără antrenor principal confirmat că nu puteți să-mi spuneți că a fost o că o lună ne-am antrenat cu, n-am nimic cu domnul Gică Mihali și cu domnul Iliam Mihaescu și cu Ionel Augustin, care nu au fost percepuți niciodată ca fiind principal de către acești băieți. Acum vor că trebuie să vină repede, să-și implementeze ideile și să aibă rezultate. Asta este tot ce îl poate ține pe el în viața la Dinamo, să aibă rezultate și Vlad de. Iacob la fel. Depinde, este și el în directă legătură cu Iuliu Mureșan. A fost în directă legătură cu Flaviu să fac o paralelă, așa și Vlad va fi în direct legătură cu… Este un tandem, este un tandem care sper Clar. să reușească. Întotdeauna când s-a schimbat antrenorul la Dinamo, am sperat ca următorul antrenor să fie soluția câștigătoare. Cine știe, poate acum e cu noroc. Să sperăm că de data asta este cu noroc. Și sper din inimă să fie antrenorul cu care vom termina acest sezon. Da? Pentru că dacă începi cu un antenor și termin cu acel antenor, înseamnă automat că echipa a mers bine și că sunt rezultate. Acum are dreptate, uite, că a dat Mihai gol, bravo, ce să zic. La noi a dat un gol, două goluri în patru ani, ok. Uh, dar normal că și el depinde și aici și el trebuie să-și facă misiunea ușoară, ok, și noi contribuim, noi ajutăm, noi venim cât putem, cu C o sumă cât mai importantă până începem sezonul, dar normal că și el trebuie să vină, trebuie, și el trebuie să-și facă misiunea mai ușoară, trebuie să aducă investitori, să aducă sponsori, să aducă surse de venit pentru clubul Dinamo. Absolut, uhum. depinde și de el și de, hai să spun altfel, depinde de el și de oamenii alături de care va lucra, că nu va lucra singur, e ca și cum Vlad Iacov va conduce de unul singur clubul din va lua pe piept și îl va conduce singur. Nu, dar va avea oameni și clar trebuie să aducă rezultate. Nu are timpul de partea lui, asta este tot. Dacă ar fi venit acum două săptămâni, poate ar fi avut măcar două-trei zile de respiră. Acum nu prea... Și îmi supărați în niciun caz că avem cineva, suntem, Mamă, nu știu, nu, nu, lumina, trebuie să-mi schimb lumina, e clar. Nu, da, mie mi se pare halucinant, da, domnul Laurențiu, sunt foarte supărat, pentru că lucrurile nu s-au mișcat atât de repede pe cât îmi doream eu, pentru că tot pe urmerii DDB cade sarcina de a susține financiar echipa, pentru că suntem în Liga a doua, nu pot să dansez acum, da, este un pas înainte, un pas spre normalitate, îl salut că s-a făcut, mă bucură că s-a făcut, sunt unul dintre cei care am tot participat în emisiune alături de Cătălin în special, bă avem nevoie de președinte, avem nevoie de antrenor, avem nevoie de președinte, avem nevoie de antrenor, dar încă n-am motive să dansez, să știți. Voi avea motive să dansez în momentul în care Dinamo va fi pe primul loc în Liga a doua și când ne vom bate pentru promovare și când voi ști că financiar nu există niciun risc. Ce frumos te-a mințit Uh, și, când financiar, vom ști că nu există niciun risc. Deci, ar trebui să dansez acum sau să mă bucur, sau să. Uh, eu știu, dau petrecere. Nu, abia aștept. Ziua aia, uh, de fapt, aștept două momente. Primul moment este să se înceapă treaba, să meargă lucrurile, și din punctul de vedere al lui Dinamo și uh, să se strângă banii necesari prin uh, DDB și atunci să pot să-mi iau câteva zile libere, să mă deconectez puțin de tot ce înseamnă Dinamo, măcar patru zile libere lucrătoare, da? Patru zile lucrătoare libere să pot să mă bucur de concediu și să văd Dinamo că se bate pentru primele poziții. Atunci pot să spun, da, am motive să dansez, da, am motive să fiu fericit. Până atunci sunt îngrijorat, ce vreți să spun, ca toată suflarea dinamovistă. N-am mai speculat că uite e și asta, că e supărat după discuția de azi, adică right? nu, serios, o mai explicat acum mai, cred că în detaliu, dar nu cred că nimeni acum... A... Nu, dar nu sunt supărat, a sunt, sunt, destul de îngrijorat, cum eram și ieri, cum eram și alarte, mm -mm. este un pas înainte, dar când știu că greutatea pică pe noi și noi trebuie să ne urnim odată, sigur că sunt îngrijorat. Adică nu înseamnă că dacă ai numit antrenor și ai numit președinte, gata, s-au rezolvat toate problemele la Dinamo Nu, este un prim pas. Dar sunt foarte mulți pași și atenție. Noi, suporterii, trebuie să susținem acest efort financiar. Dacă, dacă eram Știți când voi fi cu adevărat fericit? Când voi ști că nu mai depinde acest club de aportul membrilor de DDB. Și nu pentru că eu știu. Atunci ar însemna că avem finanțatori. Cu bani și putem sta liniștiți, putem să ne bucurăm efectiv, să, să revenim doar la statutul de suporter, să ne plătim cotizația anuală, să mai luăm două, trei bilete, dar nu să facem eforturi supraomenești. Da, aici discuția este destul de amplă, că, hm, ok, avem pas de nor spre normalitate organizatoric, administrativ ne îndreptăm acolo, dar banii nu cred că s-au rezolvat și Ia sunt cei mai greu de oameni găsești, oameni capabili găsești bani, bani nu prea se găsesc. Și acum, momentan, depinde de noi, că deja speculați, doamne, că e clar că a găsit, a găsit surse de finanțare, a găsit investitori. Sigur? Sunteți 100% sigur de acest lucru? Eu vă spun că deocamdată greutatea, cel puțin în prima fază, va fi pe umerii programului doar din Amă București. A, a, asta spun, hai să, nu, hai să nu ne culcăm pe ureche. Adică nu, nu cred că e cazul să ne să considerăm că gata, situația nu, nu este niciun fel rezolvată. Financiar stăm în continuare rău, vom sta rău până când nu vom ieși din acest impas și dacă da. vor reuși pe parcurs să aducă alte, să aducă alte surse de, de finanțare, foarte bine. Și mai este un aspect pe care aș vrea să-l punctăm aici. Acest pas trebuie făcut și cei doi, repet, mie mi-au lăsat o impresie foarte bună, foarte, foarte bună, dar nu impresia mea contează, contează munca pe care o vor face. Pentru că, exact ca și în viață, cunoști un om, îți poate lăsa o impresie bună, dar rezultatele lui muncii lui te vor face să ai încredere în capacitatea lui profesională. Mie mi s-au părut doi oameni foarte inteligenți, și Vlad și Ovidiu. Doi oameni inteligenți, cu bun simț, hotărât să facă treabă, să-i vedem la lucru. Acum, uite, tu ai fi cercetător academic da? și ai... ești capabil. Ne imaginăm cu toții că ești nu foarte capabil. Și dar tu n-ai aparatură, n-ai nimic la dispoziție Și eu îți cer, Ioan, ne obține rezultate Hai, premiul Nobel pentru fizică te așteaptă, tată Dar eu nu-ți dau nimic la dispoziție Și tu poți să fii foarte capabil, da. fără resurse nu poți să obții nimic Așa și e, adică poți să fii oameni foarte capabili Să ai bun speech, ok, să folosească cu cuvinte frumoase Să aibă alt discurs față de Unilu Mărășan, Dinu Gheorghe <coughs> Nu să nu le zic dinozaurii fotbalului românesc, că nu e frumos Dar... Au nevoie și de resurse. Noi putem să producem aceste resurse financiare? Uh... O îngulim. <coughs> uh, am să vă spun un lucru. Este o bătălie pe care trebuie să o ducem în aceste momente. Și bătălia nu va fi una cu flori, cu uh, fanfară, cu habarnam, cu ce vreți voi, cu un pas de cadențat de marș până la final. Nu. Va fi o bătălie în care va ieși sânge din noi, dacă vrem să o scoatem la capăt cu bine. Va trebui să facem eforturi financiari foarte mari, va trebui să le asigurăm oamenilor ăsta materia materie primă, cel puțin până în momentul în care vor veni investitori alături de dinam. Și asta mă îngrijorează. Asta, asta vreau să înțelegeți. Asta este important. Pentru că a spus bine Cătălin, degeaba pui cel mai mare inovator, are o minte genială, ca mintea mea, atunci când nu dorm. Uh, dar nu-i ofer niciun fel de materie primă cu care să obțină rezultatele. Degeaba, uh, cum să spun, uh, vă dau o veste, o veste destul de nasoală, domnilor. Uh, poți să fii tu cât de pătrățos, cât de musculos, cât de, să spunem, forțos, cât de cu muși pe tine și cu. Bă, dacă n-ai doi bani în buzunar, tot nu -ajungi, ajungi la Claudia și fără, adică tot nu obții ceea ce vrei. Îți deci mai trebuie și bani, despre asta este vorba. Ori în momentul de față de noi depinde. Asta vreau să înțelegeți, că m-aș fi bucurat mult mai tare, mult mai tare să fie doi finanțatori acolo. Atunci aș fi spus Bă, aia e, aia e. Atunci da, scăpăm de stres, ne punem fularele în zi de meci, urlăm, intrăm la radio Dinamo, comentăm și cam atât. Uite acum am văzut și eu ce poză faină. Are și poate Sorin, colegul nostru pe YouTube care s-a mutat acolo, supărat fiind pe Facebook. Ah, Dar are. Zici că, că v-am pus-o de la FBI. <laughs> de, da. de, de servicii da. da. <laughs> Bă, se uh... puțin cu garcia din profil, dacă te uiți, doar că are. Ah, păr. Da. Nu, fi mă rău. Are, da, spune de Mihai foarte bine, are două goluri în patru ani la Dinamo și nu are două pase decisive, de ce să regretăm acum? Da, noi așa facem în general, Sorin, ne regretăm. Nu ai văzut cât îl regretau pe Robert Moldoveanu după un gol marcat la Faru? așa suntem noi. Și asta, de asta râdeam eu, de fapt. Asta râdeam. Generație, tată. Da, generație. Am dat și eu un exemplu mă repede. Da, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Sharon… Da. De exemplu, femei adevărate, nu așa oricum. Nu Vă uitați voi la toate scoadele și le ziceți femei, nici nu știți despre ce e vorba, da? Uh, da, nu știu. Îmi întreba Dragoș despre motivație. Dragoș, nu știu care este. În primul rând știu că sunt dinamoviști. Asta o știu din mai multe surse, nu de la uh, dâns și în mod direct. Asta știu că sunt dinamoviști și mă gândesc că dacă oamenii ăștia suferă pentru Dinamo și au simțit că pot ajuta, foarte bine că au făcut-o. Cred că e o motivație destul de puternică. Bun, acum este și pentru ei, pentru Vlad, atenție pentru Dorin, pentru Vlad în special, e provocarea lui. E momentul, am mai spus-o, știi, adică Dinamo îți aduce și anumite beneficii dacă reușești să, să ai rezultate. Câți, ridicați mâna acum, câți știați de, de Vlad Iacob până în momentul în care s-a vehiculat numele lui care ar putea ajunge la Dinamo. Și acum, peste o lună, când va fi președinte, întreabă pe stradă sau întreabă în rândul iubitorilor de sport, numai Dinamo vezi cine este Vlad Iacob și o să fii foarte surprins. Îți faci un nume, Dinamo în continuare este un brand, Dinamo te ridică, dar dacă tu, dacă tu reușești să faci o treabă, că te poate și îngropa dacă nu, nu ai rezultate. Că de Iuliu Mureșan, spre exemplu, nu știu cum să mai simt prin fotbalul românesc în curând. Deci teamă că a simțit nevoia să... Deci îți dai seama că s-a ofticat dacă a simțit nevoia să răspundă, s-a atacat. bravo, sunt mândru de mine. Bravo, Sorină, bravo. Da, și ai de plate. Eu am spus că mă rostogolesc pe minge. N-a spus-o nimeni altcineva. Da, bă, mă rostogolesc cu grație, Sorină, și asta se apreciază. Bun. A, și și -a de-a -a că ca mare dinamovist. Păi, nu e singura calitate pe care trebuie să o aibă cineva. Da, faptul că ești dinamovist e una. Da? Au fost mulți dinamoviști care, de-a lungul timpului, au acționat în detrimentul lui Dinam. Bine, aici mm. e ca la un jucător de fotbal să spui că are o calitate, e tânăr, știi? Aică, bine, nu e suficient, așa și, nu știu, colegul nostru, Andrei că nu mai pot să mă dau pe mine exemplu, că nu sunt tânăr în termen fotbalistic, dar el este tânăr, este tânăr și în termen fotbalistic, nu știu dacă are 21-22 de ani pe acolo, da? Asta înseamnă că vreau să îl văd la Dinamo, că e tânăr, da? Are 80 și ceva, e bine clădit și a revenit și după accidentare, e ok. Da. Aici aș spune, aș adăugat ceva, Cătălină, scuză-mă, dar mi-a venit o idee. O idee am și eu pe ziua de astăzi, pot să spun că e singura idee care mi-a venit prin cap. Așa Hai să zic, bă, uite acum am realizat, stând de vorbă cu Vlad Iacob, uh... Din punctul meu de vedere, mai inteligent decât președinții pe care am avut până acum la Dinamo, cu o excepție în privința inteligenței. un om pe care eu îl consider foarte inteligent, nu spun că e mai inteligent sau mai puțin inteligent, dar singurul președinte pe care, cu care eu am fost mândru să vorbesc la Dinamo și m-am bucurat de fiecare dată a fost Iacob. David, pardon. David, Alexandru David. Vreau să știi că are ceva, adică are cam aceeași inteligență din punctul meu de vedere. Ce am putut să-mi dau seama din discursul, din, din cuvintele pe care le-am schimbat, uh, acel stil care uh, îmi place, acel stil îmi place cum gândește omul. Uh, exact același lucru s-a întâmplat cu David. În rest, din școala veche mă scuzați, eu nu i-aș fi pus nici președinți de scară pe cei care i-am avut. Fără niciun fel, adică știu că o să se supere pe mine, știu că o să sughit acum, știu că o să-mi spuneți că n-am avut, n-am respect față de Dinu Gheorghe, față de, eu știu, Daniel Stanciu, față de Iuliu Mureșan, dar eu nu i-aș fi pus nici președinți de scară stând de vorbă cu ei. Da? Și au făcut un nume în fotbalul românesc, acolo unde nu e așa, lăutăria este la ordinea zilei. Fotbaliștii ascultă manele iar majoritatea oamenilor de fotbal din România sunt niște urechești care au făcut totul după prost lăutărește, nu lăutărește, cum să spun, pentru că lăutarii sunt manelisti au făcut lucrurile, acum o să mă înjure maneliștii, dar muzica lăutărească este muzică bună, e chiar muzică bună. E, fotbalul românesc, au auzit și ei ceva pe lângă urechi și s-au trezit președinți, au cunoscut doi, trei impresari și au mers pe chestia aia. eu știu palatul, tu știu pe adun tu jucător, luăm și noi comisiona, asta, o dăm la parandără, ne-am scos banul la revedere, Este moment de fotbal. Din punctul ăsta de vedere, Vlad Iacob vine cu, cu totul și cu totul altă imagine. Din acest punct de vedere. A, aici mai e un lucru că trebuie să știi, în primul rând, inteligent, aici este vorba și de Mă rog, inteligența asta, IQ și EQ. Adică și de comportament. Cum reușești să relaționezi cu oamenii din jur? cum El trebuie să fie un lider, până la urmă. Trebuie să. Bine, nu știu câți oameni va avea subordinea lui în Liga a doua. Nu cred că vor fi foarte mulți. Cu jucătorii, de aceea trebuie să aibă și o altă persoană care să se ocupe. Nu trebuie el să fie pe latura asta sportivă, la latura administrativă. Acum nu pot să-i urez decât un succes în momentul în care va începe treaba să înceapă când mai repede cu putință, să vină cu idei noi, să-și să să construiască un nume important în fotbalul românesc, să fie, cum să spun, surpriza, uh, surpriza la Dinamo. Pentru că, ok, am văzut generația veche ce a putut să facă, cu respectul sezonului trecut, i-am văzut la treabă și ne-au uh, ne arătat limitele lor evidente și faptul că timpul nu iartă pe nimeni. Acum, poate e nevoie da. de, de sânge proaspăt. Și pe, în, în, în termen administrativ, da, cât are, nu știu, 35 sau 36 de ani, este foarte tânăr și poate, poate este un avantaj pentru el, dar trebuie să-l și-l pună în valoare. Că avantaj este doar dacă reușește să-l pună în valoare. Iar în privința lui uh, lui Burcă, iarăși, același lucru l-am constatat. Nu are și mecheria tipică a antrenorului. Din fotbalul românesc, chestia aia cu iau pe aia doi, îi pun acolo, îi pun pe aia acolo, da, 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 nu are hoția aia, nu, nu mi s-a părut care discursul ăla hoțesc așa, în care să te facă din vorbe, știi? N-a venit să-ți ia fața cu vorbele, cu cât știe el, cu limbaj fotbalistic elevat, n-a venit să te păcălească cu chestii de astea. A avut un discurs chiar ok, se vede că a trecut pe la școală. Repet, sper să le iasă. Indiferent ce spun eu acum, am oameni buni, rezultatele sunt uh, acțiunilor lor, rezultatele echipei vor fi cele care vor uh, stabili, eu știu, uh, competența lor profesională. Sper să fie cât mai bune. Dar părerea mea este bună în momentul de față. În I această look. privință legat de bani, că am mai văzut un comentariu, a spus și Pop și se bagă în acționarea când, de ce nu acum, de ce nu financiar, nu se bagă. Păi, așa aș putea să vă întreb noastră, de ce nu vă băgați pe ei? Depinde dacă aveți bani. Adică, ca și cum, nu știu, tot așa, m-aș băga și eu, aș vrea și eu să fiu administrator special, și nu să mă întrebați de ce nu vrei acționar. Păi nu am bani. <laughs> nu pot să devin acționar, că nu am banii necesari. El vine să fie practic angajat al clubului, nu să Dețină clubul. Este o diferență. Da. Uh, întrebați de Borcea. Eu nu zbor este în continuare accidentat. Este în revenire. Cristi Borcea nu este accidentat, el este grav. Uh mă rog, lucrează la al 12-lea copil, ca să zic, așa să Acum, pe... uite, că știu că la Borcea a fost o, vorba de o fractură, că întâmplător sau nu același doctor exact. <laughs> n am avut și eu și el și atunci știu că. Deci, dar eu știu că undeva prin august ar putea să revină la. Da, la... așa știu și eu, că în august revine la antrenamente. Uh, dar chiar m-am ah. uzat acum că a, a, a reșit din amul în jucători în recuperare și noi avem un jucător în recuperare. Borcea se recuperează mai repede. Tu mai așteaptă A, puțin. Tu mai ai de așteptat, da? Nu crezi că Borcea o știe pe Claudia Schiffer? Ar vrea. Dar ar mai poate să facă un copil cu ea. Nu. Se mai dorește vânzarea lui Bordușanu bani, dacă vine o ofertă serioasă A? pentru club, de ce nu? Uh, acum, nu. eu nu mi-aș dori, fo aici e o discuție, normal, financiar, dacă reușim să o regresăm, nu țin morții să-i dăm, pentru că și pe nu l-am văzut la Micalu cu, uh, hai să spun, FCSB 2, a văd că, bun, are tendința asta să tragă foarte mult la poartă, poate asta a fost o indicație de la margine, că au tras băieții în prima repriză din toate pozițiile. Um, și banii, să știți că a intrat, de, a intrat destul de bine în joc. Acum, ne avem nevoie de orice jucător în Liga Secundă, cum spunea și cineva mai sus. Până la urmă, nu vorbim de o super competiție. Dacă tu aduci 5-6 jucători buni pe lângă ce mai ai, pe niște, pe -a niște posturi cheie. Am mai spus și eu și în emisiunile anterioare. Și acum, un fundat stânga care să fie acolo concurent cu Amzar. Uh, poate unul sau doi atacanți, depinde ce faci cu țărul, îl păstrezi, nu îl păstrezi. Acolo, în spatele vârfului, la mijloc, rezolv sau nu rezolv cu, cu Ivanov și mi-am menținut părerea și nu mă abat ne trebuie și portar cu experiență. Atunci voi avea un lot, hai să fim serioși. A, ah, și fundașul central care poate fi Andrei Marca. Atunci te ai asigurat cu un lot, hai să fim serioși chiar, chiar foarte decen, Ideea e cât, cât de repede reușești să omogenizezi relațiile de joc. Asta e, asta e tot și cum reușești Ovidiu Burcă să facă asta. Ah, corect. Mai ai dreptate 100%. Totul depinde de uh, meseria pe care o cunoaște Ovidiu. Sper să fie o meserie când mai bună. În privința, eu știu, experienței, foarte bun comentariul lui Sorin. Câteodată ai nevoie să dai credit oamenilor care își doresc să facă un lucru, chiar dacă experiența nu este de partea lor. De fapt, este acea problemă pe care o avem cu toții la angajare, cel puțin în primii ani, nu? pentru că toată lumea cere experiență și tu, ca om dornic să-ți încerc meseria pentru care te-ai pregătit în da. școală, te gândești de unde pot să încapăt experiența asta dacă toată lumea mă refuză pentru că nu am experiență. Adică e un paradox ciudat. Să sperăm că sunt alegerile corecte ce să spun, dar în primul rând aș vrea să vorbim de spre certitudini. Da? <laughs> <laughs> Îți dai seama dacă n-aș fuma, uh... Pavele, că n-ați avea nicio șansă. Voi oricum n aveți. Da. Vezi că te anunț, Pavele că s-ar putea să avem, cum să zic, capitanul de echipă prezent la cupă și atunci chiar că ați încurcat. Adică deja, vă, pentru binele vostru, vă, mă rog să nu credeți cu, cu Radio Dinamo 1948 în grup. Atât, vă zic. Nu, vreau să jucăm cu ei. Păi, atunci putem juca și noi liniștiți. Adică pe ăștia mm. care mai dăm, ne mai rostogolim spre minge, pe la 47, 48, așa putem juca liniștiți. Da. da. și ca să fiu și în asemenea lui Sorin, să spun, da, poate ne trebuie și unul care e școlit la Academia Johan Cruyff, n-a făcut Artifexul din București. Corect. Corect, corect, corect. Bun. Doamne ajută, să fie, în primul rând, să se facă acest pas, pentru că este obligatoriu să ne mișcăm cu toții cât se poate de repede. Vreau să înțelegeți că Numirea celor doi nu înseamnă că am scăpat de probleme. Nu. Înseamnă că trebuie să strângem banii necesari ca să ținem din amă în viață și să-i ajutăm pe oamenii ăștia să-și construiască un proiect sănătos. Asta se va face deocamdată cu ajutorul nostru și aș vrea să înțelegeți acest lucru. În rest, m-aș bucura uh, din inimă, în primul rând, să uh, Dinamo să se stabilizeze din punct de vedere administrativ, din punct de vedere sportiv. În al doilea rând, dacă se poate, să ajungă informațiile măcar cu 48 de ore întârziere în presă ar fi minunat. Poate totuși încercați la două zile așa, abțineți-vă în prima zi, în a doua zi abțineți-vă ca să fie treaba ca lumea. Pentru că, da, normal, normal ar fi trebuit ca această informație să apară pe site-ul fece dinamo.ro. Da. Iar da, începe începem cu fondul clasei. Ce să fac filmele? Cineva trebuie să facă și <laughs> Vai că acum am înțeles bună. <laughs> da, asta e. Vai, o ce urât, bă, ce urât, Da, are dreptate, mă, până la urmă că nu cer pentru. Fac și eu exact ca un profesor aia care cere pentru fondul clasei, nu cere pentru ea acasă, da? Asta e. Hai să închidem și noi emisiunea asta, cu nu mai avem uh, treabă. Da. Bun, gata. Atât am avut să vă spunem astăzi. Ne vedem mâine stai dimineața. Așa, stai așa să-i răspund bilete virtuale. Avem, stai așa. Tu pregătește da. autru ca să-i dau domnului link cu bileta. Da, pregătesc orice. Mâine dimineața, la ora 9, vom fi prezenți alături de voi, eu și Cătălin, De la ora 20, mâine seară, vom fi prezenți pe postul Realitatea Sportivă. Și pe canalul de YouTube Radio Dinamo 1948 Alături de mine va fi prezent cu siguranță Nicu Grameni Iar în emisiunea de la Realitatea Sportivă mai avem câțiva invitați. surpriză Sper să vă placă, dar trebuie să ne urmăriți mâine de la ora 20 Pe Realitatea Sportivă în emisiunea Ultras Dinamo Ei dat omul Irincu? Gata, să aveți o seară excelentă câinilor! Hai Dinamo! Hai Dinamo!